simt că am o armură pe mine. Da. Ai o armură pe tine? Da. Chiar e o armură. O să te dezbrac un pic. Asta, o să merg aici, ca să înțelegi ce efect are cafea asupra mea. Mai nimerește dacă poți ceva. Asta pățesc cu neoțiul la spital. Mereți scângerea din urmă. Nu aici, nu aici, aici. Nu știu cum ți-a prins ție cafeaua, dar mie nu mi-a prins bine deloc. Adică? Tot. Mânca cât e bun. Era a doua. Și era lapte cu cafea, nu cafea cu lapte. Yes! Să vezi imediat. Cum adică să nu-i dai lui Radu cafea înainte de filmare? Poftim. Poți să faci, așa face și Techie, și el ducea capul la cască. Ce? Poți să duci casca la cap. Mă simt de parcă m-am încoronat. Asta trebuie să intre, dar nu știu unde. Nu te vii, băi, te-am atins. Nu, deloc. Ah, stai un pic. Da, nu m-am încălțat. Mă gândeam că poate merg în picioarele goale. Știi ce e cel mai nașpa când faci asta în echipament de moto, nu? Să facă cineva asta. O să-ți fac ceva rău. E amuzant. E amuzant numai pentru tine. Da. Mai ales acum când trebuie să stau într-un picior. Bun. Camera, ghiozdanul. Vrei să-l porți tu sau vrei să fie ceva între noi? Ce să fac? Vrei să-l porți tu sau vrei să fie ceva între noi? Îl port eu. E foarte dubios că eu nu simt nimic în jurul meu în acest moment. That's good. Și nici nu văd nimic. That's not good. Bună ziua, suntem de la Loteria Română. Ați câștigat marele premiu, o plimbare cu motorbike. Aplauze, mulțime aleșilor. Se aude? Da. Yay! Yay! Deci asta înseamnă să-l auzi pe Dumnezeu în capul tău. Oh. Poți să te urci? Foarte greu. Wow, știu. Mă faci grasă? Nu. Non-verbal? Nu. Mm-hmm. Hai că mergem pe aici. Te ții? Ce să zic, ne descurcăm cum putem. O să mergem încet azi. Not. Ar fi prea amuzant să mergem încet. Nu, n-ar fi. Bun, dacă te ții așa de mine, e bine. Da. O să am o singură rugăminte, să încerci, te rog, să nu lovești căștile prea mult, că o să, da, o să facem paștele acum, mai devreme. Ugh. Și spargem ouăle. Ugh. Oh, ai ouă la cap? Ciudat, am crezut că ouăle sunt în altă parte. Așa, iar la frânare cel mai simplu ar fi să pui o mână pe rezervor. Adică cu una te ții de mine și cu una, înțelegi? Mm-hmm. Adică dacă frânezi. Mm-hmm. Are sens? Da. Bine. În rest, have fun. Good luck, have fun. Ah, yes. Show off. Cum să nu? Do your thing. Măcar n-ai țipat ca Bogdan. Bogdan a început să țipe de acolo. Ah, Bogdan. Nu, Bogdan, mie îmi place de tine. Are prietenă, are nevastă. Doamne sfinte, nu mai poți să-ți placă de nimeni acum, că repede. Stai bine? Yes. Sigur? Yes. Și pentru frânări și pentru tot? Lift off. Bine. Testing me, ha? E bine să testezi pasagerul înainte să-l pierzi. I like. Yay. Yay. Aventura, strigaciura. Ura! Noi, se 20 de ani, dacă ceartă? Mai stresăm așa mult. Tu, că tu nu dormi. În 20 de ani, în 10 ani tu, dacă continui să dormi 3 ore pe noapte. În 10 ani te prind pe tine. So fun! Cu alte cuvinte, vrei să-mi spui că sunt o babă senilă. Așa cum ziceam, s-ar putea să nu avem audio, s-ar putea să nu avem video. Așa că dacă nu iese de vreun video, măcar ne distrăm. Putem să mergem și la maraton și să ieșim pe primul loc. Not cheating or so. Cu slide-urile astea s-ar putea să ieșim pe primul loc dacă dăm în cineva. Vrei să mergem la maraton cu motorul? Nu, that would be unfair. Eu am o problemă cu semnalizarea, iar ca semnalizarea mea să funcționeze uneori trebuie să trag eu un cablu din bord. Oh, exagerez. Interesant. Acum merge. Uh-huh. Dar am un contact imperfect și am văzut asta ieri la drum lung. Când nu mergea semnalizarea, eram pe predeal în depășire, aveam 120 și eu la 120 făceam așa, zic, hai, gata, și merge semnalizarea. Uh-huh. Da, nu, chiar și-a dat drumul. I'm panicking. Why? Ambulanță. Și îți dă panică de fiecare dată când auzi o ambulanță? Nu știu, cu gândul la poliție și de asta. Deci cum era cu pariul ăla? Pe ce am spus că fac pariu? Ah! Păi nu știu, ai zis că te gândești. Da, dacă poți să mă faci să țip, dar nu știu pe ce să facem pariu. Păi gândește bine, repede. 3, 2, 1, zi. Trebuie să mă țin. Tocmai trebuie să fii imprevizibil să țip. Mă aștept. De zi, pe ce pariu? Știu, plăcintele de la Lidl. Mama. Deci dacă țip, o să-ți iau eu ție două plăcinte. Dacă nu țip, mie tu mie două plăcinte. Mai trebuia să dai o plăcintă oricum. Nu, tu trebuia să dai o plăcintă. Nici unul dintre noi n-a câștigat de fapt. Ba da. Nu. Pe ce a fost pariu? Pe cine câștigă anul trecut campionatul și cine este pe 2 și pe 3. Am avut dreptate, vezi? Nu ai avut dreptate, tu l-ai pus pe Rossi în top 3, Jesus. Sau te faci că ai uitat? Am uitat. Mm-hmm. Cât încredere am avut în domnul. În Moș Crăciun pe două roți. Am înțeles. You're bluffing. Sperai că merge, că
că poate am comentat și eu. De fapt, înțelegerea a fost că dacă pierdem, important e să mâncăm o plăcintă, nu contează cine o dă. Ai vreo direcție anume în care îți propui să mergem astăzi? Deci, domnul șofer la Uber, nu, mergem după Waze. N-am un traseu favorit, să știți. Am încredere în Waze. E frumos tare. Și eu mă speriasem dimineața, am crezut că o să plouă. Cum să plouă? Nu plouă. Ți-am zis, cine plouă să strângă? Cine plouă să strângă, exact, ce e asta? Chiar e aglomerat. Groaznic, fix în ziua în care trebuie să ne plimbăm noi. Am făcut și programare pentru asta. Da, cu o lună jumate înainte. Da, domnul motorbike e ocupat. Mersi. E, cu plăcere. Așa cred că a zis. Stai că mai sunt niște băieți în spatele nostru care stau să se uite la fundul tău. Nasol băieți, am câți centimetri de armură pe spate? Nici privirea nu trece prin armură. Încercarea moarte n-are, să știi. Absolut. Oricum îi ținem în spatele ceva timp, așa că nu e da? Nimic. Da? Da. Păi stai să-mi iau o poziție, mai. Dar poate nu voia să treacă, mă. Vezi, asta e cel mai nașpa, că se bagă și pe partea și pe cealaltă. Da. Hai. Hai. Ești al nostru. Ha? Nu lovi. Nu. Mamă. Mă panichează. Și pe mine. Păi și unde mai dăm noi Willy dacă e atât de aglomerat? Nu știu, dar trebuie să găsim un loc. Altfel îmi iei două plăcinte. Măi. Ai că ai fost pasager pe motor, nu? Da. Bun, asta e bine. Sunt în gardă. Nu, bine că nu sunt de gardă. Când nu ești de gardă, ești în gardă. Da, exact. Ba, <dunț. laughs> Uite, vezi ce se întâmplă? Bă, dar chiar e aglomerat. Păi asta îți spun. Mai era gluma aia cu cel mai liber loc din București e Brașovul. Rat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 . Cuiva-i plac manelele și undercover. Vrei să bag acum azi plac? Ia. Dai cu ratatata. Îți dau maxim două intersecții până să auzim o manea tare de la cineva de pe geam. De acord. Trebuie doar să ascultăm cu atenție. Aici nu pariez. Dar stai puțin și? Și? Și ce? Chiar așa și ce? Băi, chiar așa și ce? Ambulanță sau poliție? Ce se aude? I'm panicking. Cred că poliție. You can panic now. Nu! Nu ești foarte evident în trafic, nu. Parcă e alarmă de poliție totuși, parcă nu e de salvare. Deși n-am făcut nimic, ne ascundem. Stă bine pe tine? Da, ce, eu știu. Sinceritatea asta într-o zi o să ne omoare. Te simți protejată? That's a good question. Sincer? Uh-huh. Da, because I trust you. Ce drăguț! Ce greșeală! De unde ați la încredere? În tine? Da! Te trădează fața! Da, ce drăguț! Cum naiba să mai fiu rău? Cum să mai dau Willy-uri? Cum să te mai sperii? Stai, păi poți să fiu un bun și să dai Willy-uri bune! That's the spirit. Asta a fost un râs malefic tot de om bun. Cum o să fii rău cu un om care îți face complimente, nu? Ra-ta-ta-ta. Ai profitat de faptul că nu mă țineam în puii mei. Păi ce ți-am zis la început? Ține-te. Da, așa e, trebuie să-ți mă țin. N-am realizat că o să se facă verde atât de repede. S-a pus ăla ca țipăt? Nu, s-a pus ca țipăt. Mie mi s-a părut că a fost un țipăt. Haide, că poți să recunoști un țipăt. După ce l-ai avut pe Bogdan în spate, poți să recunoști un țipăt adevărat. Casual Sunday stroll. Ce? No, habla español. It was English. Comprendes? Donde está la biblioteca? Mujeres embarazadas. No! Aici te dau jos. Nu te mai aud eu. Ba da. Ăla s-a pus ca țipăt? Nu. Come on. Nu-mi dau seama dacă faci un fel de psihologie inversă ca să-ți arăt un țipăt real și după aia să-mi spui că am pierdut pariu. Nu, nu fac asta. Nu recunosc nimic. Mârșăvie. O să la telefonul? Al cui? Al tău? Da, cred că da. Vrei să răspunzi? Asta sigur. Acum sau nu facem plecăm? Cred că în timp ce mergem. Mi-e târșă pe aici să dau video-uri, că aici mi-am luat amenda, așa că încerc să nu... Dar e ok, avem timp. Avem timp de amendă, într-adevăr. Avem timp de amendă, da. Pas, o să zic azi pas la amendă, mersi. Aproape că voiam să mă oferi să plătim amândoi, dar dacă ai zis pas, e... Păi nu, pas că nu vreau. Să o plătim? Pas să luăm amendă, lasă. Plătim altceva. Ce plătim? Nu știu, găsim de plătit. Orice, numai nu amenzi. Trebuie să recunosc că regret amenda aia, dar și Willy a fost drăguț. Păi vezi? Dar nu pe stradă, nu e voie pe stradă. Hello. Nu se uită, te ignoră. Da, îmi făceam mie cu mâna. Îți făcea ție cu... înțeles că domnul e din mașină. O să fiu un om civilizat azi. Ce? O să fiu un om civilizat astăzi. Ce? Mă țin. Yes! Aș vrea să ne fi filmat cineva din exterior. I-a plăcut ce l-ai văzut? Nu, ce-a făcut? Ne-a arătat like. A, frumos. Iar mi-a intrat chestia asta în gură, Dumnezeu. Opa. Ideea e că încă nu m-am învățat atât de bine cu motor să pot să le țin mai mulți și să le dau așa cum vreau, că înainte le dădeam într-a doua, acum le dau într-a întâia și a întâia se termină mai repede. De ce? Că nu ești obișnuit cu motorul, sau? Că prima oară oricum se termină mai repede.
a întâia, după care vine a doua, care e mai lungă. Mereu mă amuză din Ice Age. Nu știu cum se numesc, animaluțele alea mici, 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 mici. Possums, cum naiba? Nu știu cum se numesc, alea. A, ăia cu... We're very, very, very stupid! Nu era asta intonația. Nu știu care era, îmi place efectiv mesajul. Dar trebuie să-mi aduc aminte faza. A, știu cum era. Can you come closer? Closer. Very, very stupid. Eu când iau un pasager și pasagerul. Da, da, da. Eu că-l iau și el că se urcă cu mine. Opa. S-a speriat. S-a speriat, da. A băgat mâna înapoi și s-a tras și jumătate de metru în spate. Ce drăguț e Bucureștiul când e liber. Da, numai că nu e liber. Și aici lăsăm ușor și lăsăm pe el să ia radarul din față. Willy, Willy. Am uitat să mă țin. Nu e nimic, te țin eu din spate. Appreciate. Poți să te bazezi pe mine, la propriu. Da, pe, da, pe nu mă bazez, da, pe chiar mă bazez. Încă am de ales. Mi se pare foarte ciudat. Ce? Să zic că viața cuiva e în mâinile mele, deși așa este. Păi așa e, da. Vezi, de asta spuneam că am încredere în tine. O să încerc să nu dezamăgesc pe nimeni. Dacă dezamăgești, asta înseamnă că o să mor. Când ții motor? Aș vrea în primăvară. Te-ai gândit la ce motor? Păi trebuie să mă uit la toate view-urile tale, video-urile tale cu reviews și am să mă hotăresc apoi. O să mai vine, promit. Ți-ai și recomandat ceva mai ușor la început, adică să nu fie neapărat greu, neapărat puternic. Mm-hmm. Esomierer? Da, suficient de ușor, da. Plus că poți să înveți foarte ușor Willy cu el. Da, păi pentru că ăsta e scopul meu principal când mor prima dată pe motocicletă după ce mi-am luat permisul, să învăț să fac Willy. Zău, la 180 cere a treia în Willy, știi cât de ușor se duce? Da, eu rămân pe motor? Depinde, somn. Ce somn? Măi, îți tremură mâinile de la cafea, cum îndrăznești? Cum să-ți fie somn? Sunt om. Câte ore ai zis că ai dormit? Nu le mai număr în ore, deja număr minutele. Am câteva ore. 4 ore sau de parc. Știi că nu e recomandat să conduci motocicleta dacă nu ești suficient de odihnit, nu? Păi, dar nu conduc eu. Da, cine? Se conduce singură. Am ajuns ieri de la Brașov până la București, știi cum? Tu dormeai, nu? Ai și dormit pe drum puțin. Ca pe șine mergeam. E, super, ce mă bucur, mai prima oară semaforul ăsta. Doamne, atât de mult îmi place ăsta, atât de mult că îl prinde 3 ori. Măi, trebuie să-mi fac ceva la cagula asta, stai un pic. O secundă, ne băgăm să fim măcar primii la semafor și pe aia facem ce vrei tu la cagula. Cum este, bine? Super. Totul bine? Yes, yes. Yeah. Mai fă-te două ori așa, să-ți cum facem amândoi așa pe jos. Ca niște pești pe uscat. Da, să luăm un pic de aer, nu? Ah. Da, la fel, cel mai bun aer din București la Brașov. Sună ca și cum nu-ți place deloc aici. Nu. No. Și vrei înapoi la Brașov. Nu sună. Păi și? Viața e scurtă, du-te înapoi la Brașov. Nu mai știu cine a zis, parcă fostul primar de la Brașov, că cui nu-i place la Brașov să plece, hai să facem ceva cu Brașov. Nu, nu-ți place, pleacă. Mi-e greu să te înțeleg. Și asta vine de la o fată. Păi ai venit în București, efectiv, să te plângi într-una că nu-ți convine aerul, că e aglomerat, că nu știu ce. Nu mă plâng. Sunt doar fapte. Păi da, și dacă nu-ți place, pleacă. Tu de acasă, la tine. Du-te la tine acasă. Are you ready? Yes! Cum spuneam, viața mea e în mâinile tale. Doamne, nu mai zici asta, că simt că am o responsabilitate în plus pe care oricum o am. Ah, no pressure. No pressure. No pressure, nu mă omorat tot. Asta de ce stai aici? Care cedează? Nu? Da, da. Da, ok. Cu motorul ai mai căzut? Dacă am mai căzut? Da. În școală. Și nu foarte tare, adică am sărit la timp de pe ea că avea niște crash bars din alea imense. Te-ai lovit? Nu m-am lovit, tocmai. Asta e bine, nici azi nu o să las să se întâmple asta. Promit că încerc. Chiar am impresia că mă duc după cele mai mari coloane din București, nu știu de ce. Păi cred că asta faci. Zău? Da, eu do it on purpose. Încerc să mă gândesc la zone mai libere, undeva unde nu e atât de mult trafic. Poate pe autostradă. Eu n-aș pe autostradă, nu-mi place, mersi. Da, da, te cred și înțeleg de ce. Așa, scumează pe mine, mersi. Da, acum, de aici. Păi nu, că de asta fac filtering printre mașini, să scumeze oamenii pe mine. Doamne, ce ador fumul ăla de țigară. Oh. Da, mi-a intrat în cască și mie. S-a dus direct în plămâni. Ce facem? Ne oprim un pic. Da, de ce? Așa, să treacă tot traficul. Aha. Să prindem podul liber. Uh-huh. Asta a fost un oftat din ăla de la a 15-a cafea pe care ai băut-o înainte să plecăm. A zis ceva cafea? O zis doar cafea. Unde? Cafea. Tu când te trezești dimineața? Cafea, 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 cafea. Nu, no, apă. Când mă trezesc, primul lucru pe care îl fac este să beau apă. Și după aia cafea. Nu recunosc nimic. Taci. Make it pretty. Stai să mă asigur că aia din spate nu e poliție. Nu, nu e poliție. Haide. Yuhu. Yes. Dar nu mi-a plăcut unghiul. Nu ți-a plăcut unghiul? Nu, zău. Explain. A fost lame, a fost
foarte jos. Da? Bine, trebuie să fie mai pe spate, da. Ce să zic, mai încearcă o dată până ți iese. You nasty. Ia zi, unghiuri de Willy. Mai spune-mi. Balance point. Stă poliția pe aici de obicei? Nu știu, you should know that. Să sperăm că nu. Haide, arată-mi unghiul ăla. Aha, aha. Da, pare mai bine puțin. Da, trebuie să ne oprim undeva să schimbăm bateria la cameră, cred că. Scobor? Dacă vrei. Ai grijă? Opa. La mașină. Mulțumesc. Să nu facă buba. Nu, că am 7 kg de costum pe mine. Vrei să mergem pe la MV-ul ăla? Nici nu mai puneți motor, oricum e interzis. Că nu știu pe unde să intru legal. Și acum fac asta. Păi cred că trebuie să o iei așa și... Nu o să iau niciun fel. Nu o luăm în niciun fel, uite așa. Suntem rebeli. There you go. Vezi, dacă te duci la baie să nu uiți să-ți oprești camerele. De ce să le opresc? Păi... Nu-i frumos să împar cu toată lumea? Vai de capul meu. Ce vrei tu să împarți cu toată lumea, mai? Experiențele de pe motor. Aoleu. Te-ai brac un pic chiar, pot? Te rog. Bag-o. Vezi de ce se face? Mai adânc? Mai adânc un pic. Chiar în cât ești născută? 80 și? Măi. Glumesc. 70 și? Tu nu erai bun la matematică? Mă tot gândesc ce să-ți fac, o să-ți fac ceva rău. Ce te-a învățat, bă, să faci, Willy? Dă-te, bă, jos, că-ți arăt eu. Adu telefonul, imbecilule. E o țară liberă, poți să-ți mângâi ce vrei tu. Păi, le place să-și mângâie lanseta, că sunt extensibile. Sau, le place să-și mângâie lansetele, că se fac mai mari.